Primarul Bârladului Dumitru Boroș va candida la alegerile din 2024 pe listele PSD, asta deși de-a lungul timpului acesta a intrat în conflict cu socialdemocrații. Anunțul a fost făcut de Adrian Solomon, care a precizat că a trecut peste orgolile personale pentru interesul general al tuturor. Dumitru Boroș și-a motivat decizia prin neînțelegerile cu președintele PNL Vaslui Nelutătaru. Tătaru. Edilul consideră că a fost executat politic de liderul liberalilor, în același timp fiind hărțuit și eliminați din funcții oamenii săi. Boroș a mai menționat că proiectele Bârladului au fost respinse, iar la ultim în ultima alocare bugetară, orașul a primit mai puțin bani decât o comună vasluiană.